Scriitorul Dinu Săraru este condus astăzi pe ultimul drum. Slujba înmormântării are loc în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Scriitorul este înmormântat la Casa Memorială din localitatea Slătioara, județul Vâlcea. Acolo se află colega mea, Iulia Blondea, vine cu toate informațiile de ultim moment. Iulia, bun găsit! Bun găsit tuturor! Sunt sute de persoane aici la Râmnicul Vâlcea, unde în aceste momente la Catedrala din Râmnicul Vâlcea are loc slujba de înmormântare. O slujbă de înmormântare care este oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Arhiepiscopul Râmnicului. Sunt momente de liniște aici, pentru că vă spuneam, sunt sute de persoane care au venit să își ia astăzi un ultim rămas bun de la Dinu Săraru. El va fi condus pe ultimul drum aici în Râmnicu Vâlcea. Va, după această slujbă de înmormântare, cortegiul funerar va pleca spre Slătioara, acolo unde s-a născut Dinu Săraru și acolo unde și-a exprimat dorința de a fi înmormântat lângă strămoșii săi. Cortegiul funerar va merge la Slătioara, la Casa Memorială Dinu Săraru, iar mai apoi Dinu Săraru va fi înmormântat acolo, așa cum vă spuneam, lângă strămoșii săi. Foarte multe persoane au venit astăzi să își iau un ultim rămas bun, participă la slujbă chiar în aceste momente. Am văzut și politicieni locali de aici, din Vâlcea, care, așa cum vă spuneam, iată, au venit să își ia astăzi un ultim rămas bun de la marele om de cultură.